Salut, sunt Marius de la Avocatul.ro, alături de Cătălin Ene, colaborator la emisiunea Avocatul TV. Discutăm cu Liviu Andrei despre televiziune și despre aproape orice. Vă salut pe Liviu și îl invit să se prezinte. Da, vă salut și eu, mă bucur, sunt aici. Pentru mine e o chestie nouă, nu am mai avut pe niciun site, pe niciun propriu celui anul și să vedem ce vom discuta și sper să vă placă. Pentru că tot vine vorba despre televiziunea spre adresa. Am un blog, liviuandrei.ro. Da. Deci liviuandrei.ro. Și ești chiar din Craiova și chiar nu știam de blogul tău până acum? Nu, eu nu sunt chiar de Craiova, sunt de puțin din Port. Adică sunt din orașul minunat, din Oanda, mai cum se spune, din Caraca. Orașul cu cei mai buni jurnaliști. Dan Diaconescu, Marius Tucă. Foarte mulți. Sunt foarte mulți. Nu am acum să-i... Sunt două nume mari pe care am dat eu. Hai să vorbim puțin despre televiziune, pentru că tu realizezi o emisiune la postul local Teleuniversitatea, aici în Craiova. Unul ori nouă, adică nouă emisiune pe săptămână. Nouă emisiune diferite. Ce înseamnă pentru tine a realiza o emisiune și cum, de cât timp faci aceste emisiuni? Înainte de a spune întrebarea cu Cătălin, îți scuze, Cătălin, vreau să te întreb care sunt titlurile emisiunilor pe care le realizezi? Dacă uitați la mine pe site, o să vedeți acolo câteva lucruri. Deci, prima emisiune, cea mai importantă, se cheamă Verba Volant, e o emisiune în direct, în fiecare dimineață. E practic cel mai urmărit jocător al Muntenii, în care invit diversi oameni, personalități, și oameni mai puțin cunoscuți, care vor fi cunoscuți peste câțiva ani. Nu fac discriminarea, că poate veni oricine. După urmează, reportajul săptămânii, care e cea mai bună emisiune, cred eu, așa mi se spunea Muntenii, emisiune pe care o difuzez și la alte posturi, și la alte posturi naționale, pot să spun Prima TV, da, dau materiale și pentru Prima TV. Craiova, la zi, care e foarte, foarte cunoscută, toată lumea o știe. Această emisiune Craiova, la zi, intră de 5 ori, de-aia am calculat și de noi. Și se postează și pe YouTube. Da, și pe YouTube și pe internet. Da. Sunt emisiuni foarte cunoscute, mă promovez și pe internet, gen Facebook, pentru că provenind din lumea a treia, adică din România, Facebook-ul ne ajută să noi suntem un fel de China și ai internetul din România. De când ai tot pe Facebook? Păi cred că sunt printre primii 10.000, ca să spun așa. Și câți prieteni? Momentan am vreo 2600. Vreau să te întreb cu privire la Verba Volant, pentru că este o emisiune culturală, în primul rând, și este o emisiune pe care tu o realizezi fiecare vineri în direct. Da. Ce înseamnă, din punct de vedere al unui om care face televiziune, să facă în ziua de azi o emisiune culturală, în care o vedem că tot se vorbește de divorțul Pepe, de al lui Iri, de al lui Moni și de al lui Boara Zăvără. Emisiunea există o altă emisiune pe un alt post național, România au talent. Vreau să îmi spui ce părere despre emisiunea. Nu mă aștept să se uite Babarada, să acoși amână la emisiunea mea. Adică se uite numai la life, oamenii care au ceva de spus și primesc telefonul, vă dați seama, sunt și probleme într-o emisiune direct. Mai sunt și probleme, adică apare un telefon, te mai cicanează pe unul, mai pică o lumină, sunt tot felul de chestii care se mai părea seama. Da, și dată un post național. E normal ca un post național cum este ProTV-ul care utilizează acel joc să fie un pic mai... ProTV-ul nu e postul. ProTV-ul e mașinărie de televiziune, mașinărie mediatică. Postul vorbim de postul local. Eu mă refer la posturile locale. Vreau să facem o comparație între emisiunea culturală pe care o realizezi tu la Teleuniversitatea, la Teleu Craiova, comparativ cu celelalte posturi de televiziune locale. Eu aveam să mai știu că tipul domnul face de marca de exemplu, apariția pe un post de televiziune. Pe mult trebuie să ai o anumită înfățișare, chiar dacă ai deficiență, adică o bârbă, vorbești pe repede sau anumite chestii. Trebuie să atași o pareze. Și ce poate ne vezi și pe noi cum să atragi mai mulți urmăritori? De exemplu, eu scuze. Da. Eu am un mic defect de vorbire, sunt râi. Pot să atrag mai mult simpatia urmăritorilor prin acest mic defect? Nu. Defectul e un avantaj de pe pus în evidență. Cine are un defect să se bucure. Orice caritate poate fi un defect și la fel de bine orice defect poate fi o caritate. Normal, trebuie să știi să-l folosești. Exact. Asta este, de exemplu, cum fac eu. Cum prevedeți cu emisiune. În primul rând că sunt invitat totdeauna lui.
emisiunea este vineri seara la 20:30. Neapărat dacă vine la ora 8 acolo, nu mai trebuie în direct, ci o regulă la mine. Punctualitatea, care este o regulă de aur în televiziune și în presă în general, pe care nu mulți o respectă. Nu vin la ora cu multe. Și eu apel cu asta multe. Și dacă merg la depist, dacă depist mă procurează la multe ore și nu la ora X, nu poate pe altă care vine, de exemplu, cu o seară. Așa că eu nu uit, adică refuz și merg la altcineva, pentru că îi contez competența. Dar știi, în România nu prea putem avea prea multă punctualitate. Este normal că se întâmplă, că faci lucrul ăsta și eu cred că există foarte multe persoane care, din păcate, nu respectă această limită de bun simț și tocmai că vorbeam de România, că nu se poate respecta. Eu cred că asta ține și de bun simț și de profesionalism. Un om care nu respectă, în primul rând, program, nu vine la atent, nu vine cu 5 sau cu 10 minute înainte. Hai să ne gândim la o chestie omenească, cum ar fi nașterea. Dacă nașterea le-a întârzie, copilul ăla moare. Dacă vine mai devreme, posibil să scape. Da, aici eu vreau să spun și atunci când ai depășit tot salariul, angajatorul se scoală foarte tare atunci când are primit la un anumit moment. Și angajatorul are disperit, bineînțeles, nu, foarte normal. Întârzierea nu. Da. Întârzierea este ceva foarte deranjat. Da, pentru televiziune. Mai ales dacă cineva își dă cuvântul că și împlinește o anumită... Spune, de exemplu, pe 15 luna aceasta eu voi veni la emisiune sau îți voi raporta și nu vreau să fie. În momentul în care acel om nu se ține de cuvânt, e clar că nu poate avea. De când fac emisiune, o singură dată, adică am fost săpit, cum se spune, printre primele dăți, aveam emisiune la 29-40 de 4 pe săptămână, așa am început. Adică era un test pentru mine. Tocmai a fost un alt job la București, am venit la București, la fost postă de televiziune, Cosmos TV se chema, unde aveam un șef ar fi cunoscut, toată lumea știe, Vadim, da. Și cine n-a auzit, deci, care era foarte exigent, foarte... Era televiziunea... Vrea să-și facă, eu știu, cineva acolo, vă spun public. Și omul era foarte exigent. Și de acolo am venit aici. Făceam, mai înțeleg că făceam naveta de la Caraca, la București, pe fiecare zi. Aveam un singur liber, poate la două săptămâni duminică. Și veneam și făceam știri. Și de multe ori, pentru că eram cumva și sărăt, ajungeam mai repede la serviciu și eram mai obișnuit decât cei care lucrau în București. Pentru că și încă tot două ore făceam cu mașina de la... Exact. Da, cu traficul de acolo. Apropo că vorbim acum și trecând și la dumneavoastră asta un pic nume politică, foarte puțin. Am dat un nume și un partid, mă rog. Nu te-a tentat niciodată să fii membru al unui partid politic, nu te-a tentat niciodată să faci și politică. Și mai spun ceva, presa în România se presupune că este independentă. Eu lupt pentru un sistem american, în sensul în care să recunoaștem pe față. Și asta am vrut să fac de când am realizat într-o această emisiune cu colegul Ovid. Noi suntem membri ai partidului. 99% din presă e cumpărat. E presă de partid. Presă. Adică să ne gândim cine potoază presa. În primul și în primul rând serviciile. Sunt oameni pregătiți care fac o școală de a securitate, să spunem, exact pentru presă. Pentru a intra în presă, pentru a face anumite chestii, pe domnul știe asta. Toți se face că nu știm. Nu trebuie să generalizăm și te rog să revenim la întrebarea cu partidul politic. De ce nu ai intrat într-un partid politic sau care sunt opțiunile tale? Păi pentru că am avut prima oară o dezamăgire. Am fost la un partid. Poți să te anumim Da, la partid portocaliu. Da. Păi, când eram în primii ani de studenție, când am dat acolo, nu mai oameni cu cercei în ureche, nu mai erau tot felul de... Nu știu cum să spun. Primul că jumătate erau de culoare. Ca să spun așa, nu că sunt rasist sau jumătate erau de culoare și când am văzut, dacă m-am făcut așa o repulsie. Erau oameni convertiți de la Forța de Lucrări, de la Roma, de acolo, dar tocmai se forma PD-ul, era atunci, era... într-o casă care se vede și după o zi am plecat, adică nu aveam ce să fac. Ce să-mi văză la niște oameni cu ce tine mărgete. Ulterior, pe unul am văzut care este acum la anul Consiliul Europeanul, care era plin de canale. Nu dau nume, asta este. Nu, nici nu trebuie să... Acum, dacă ar fi să alegi între un partid politic din România, pe care ai alegi, pe care ai votat? Păi aș vota unul care... În momentul nu există, se cheamă Partidul Naționalist, încă nu e format. Și să se dezbrăcă, se va forma. Dar ar avea mult platformă, program, să zicem, naționalism? Da. Și Unirea Românii, Pasărăbie sau cum? Da, va urma
adică știu modelul regional. Da. Cea mai bună perioadă pe care am avut-o în România. Să înțelegem că ești un pic extremist, adică. Nu, extremist este neapărat lege. Sunt naționalist. Da, e o diferență. Sigur. Deci, naționalist și... Asta înseamnă că tu nu te regăsești momentan în niciun partid actual, care există acum, care e parlament și noi. Iată, eu și Cătălin ne regăsim în dreapta, în PNR, tu regăsești în Partidul Naționalist, care încă nu există. Da. Cine știe, poate vei reuși să-l fondezi. Să sperăm. Vreau să trecem puțin de la politică, la divertisment și la internet. Ai spus mai înainte că ai un blog, că ești printre primii români care au cont pe Facebook. Ce părere despre rețelele sociale și cât de utile sunt acestea pentru promovarea unui post de televiziune sau a unei instituții, să zicem? Foarte bune, sunt esențiale. Toată lumea promovează emisiunile pe internet și realitatea și toate posturile mele. Deci fără internet nu se poate, pentru că ăsta e viitorul. Televiziunea pe internet. Va evolua foarte mult. Pentru mine, m-a spus că dacă se vede lumea pe aia, mă ajută foarte mult să intru în contact cu oamenii de cultură din București, să le arăt o emisiune, să le spun, uite, ce se poate face la Baia și așa mi-a făcut o grămadă de conexiuni. O să ne dai câteva nume din câțiva invitați care au fost la emisiunea ta. La emisiunea tale, de-a lungul timpului. Dar la emisiunea Verba Vola. Vă dați seama că am făcut peste, eu știu, 150-200 de emisiuni, mi-a fi foarte... A fost toată crema Craiovei. Ce se poate zice? Și invitații din aceștia importanți din, să zicem, din politica românească sau scriitori sau... Păi scriitori au fost cam toți scriitorii grave care sunt, care au ceva de spus. Nu, deci mi-e foarte greu să dau nume, că nu sunt foarte mulți. Au fost cam toți. Cam cine merită a fost, în afară de Cada Veche. Deci nu am vrut Cada Veche comunistă. Pentru că asta este Cada de partid. Când vorbești că spui partid, te gândești automat la Partidul Comunist. Și chiar dacă acei oameni au fost sau sunt membri de partid, au venit acolo pe competențe ori culturale și nu primiști de partid. Crezi că e o diferență între a fi promovat de partid și a fi în sinea ta un om de cultură și un om care, până la urmă, reprezinți mai mult decât un membru de partid. Dacă definim la cultură, nu e de joc. Mulți s-a spus sumatea culturii, dar... Asta vreau să spun. Dar nu e de joc. Acele e un domeniu foarte, foarte sensibil. Cultura e nevoie de un cei de management, pentru că e nevoie de bani. Când, deci, banii pentru cultură în momentan sunt foarte, foarte puțini. Partidele se folosesc de treaba asta, dar nu și la primărie greu. Tot spun, am făcut cealaltă viața culturală la care ai venit. Eu nu văd niciun om de cultură la teatru, la evenimente. Și dacă vine, spune numai inepții. Asta e problemă. Despre blogurile pe care vizitezi, te invit să îmi dai câteva exemple? Păi, eu, în primul rând, intru pe blogurile dușmanilor. Care sunt acestea? Păi, ce, eu știu, Lupa, Crasburg, chestii în care se scrie mai... Da. Aici te întrerup puțin și poate să urmărizăm o colaborare foarte fructuoasă cu prietenii noștri de la Lupa. Pentru noi Lupa nu reprezintă decât un partener, ci mult un mai zis mai înțeleg. Da, că dușmanul prietenului nostru poate fi prietenul nostru. Da, am înțeles, da. Ne-a dat o colaborare. Genul ăsta de bloguri, să spunem așa, care mai dau câte o știre, câte o chestie, câte o... La primul rând, Facebook-ul, YouTube-ul... Asta de trebuie care mai știu, cea toate vorbi care, nu știu, a colizat cu... Cât de important este pentru un jurnalist, mai ales un tânăr jurnalist, să aibă un blog, să aibă cont de Facebook sau de Twitter? Este esențial, dacă nu ai blog și nu ai pe Facebook, nu există. Deci în ziua de azi nu merge să scrie doar la un ziar, și se poate numi și jurnalist. De fapt, vedem și mai are jurnalistele. Și să ai și ce pune pe el. Nu poți să faci un cont, dar sunt foarte mulți în Caragor care au un cont, care au un blog, dar nu... Dar se poate nu să fie actualizat la zi, sau cel puțin mai la săptămână. Și trebuie să tot timpul să fie acolo, să-ți spui părea, pro și pro sau contra, despre orice chestie, nu contează, că e un element extern, că e un element intern. Trebuie să ai curajul să ți-l susții cu acel lucru. Normal, dacă vorbeați pe site-ul meu,
Vă dați seama, eu lucrez în TV. În TV, comentariul nu este permis, dar eu fac și un mic text. Pentru fiecare emisiune pe care o pun, am și un mic text. Nu mă refer la emisiune, pentru că alea sunt mai puțin incisive pe emisiune în direct. Mă refer la reportaje și la flash-uri, la mini reportaje. Am și un mic text. Acolo se vede părerea mea. Părerea personală. Eu cum am spus că fac un fel de jurnalism de bună, un util american. Spune-ne puțin despre acest schimb pe care îl apune și câți jurnaliști fac. Păi foarte puțin. Da, cunosc unul singur în Timișoara care poate chestia asta, sau mai mulți, care acum nu mai există. Era, cum se chema, la LOTV. Acolo am văzut din mare, chiar și emisiunea țară se chema Povestire jurnalistului de bunățare, care omul pleca cu camera pe umăr, la țară și lua părerea oamenilor. Dar dau spune de ce, eu știu, microfonul. Îi filma fără să știi că sunt filmați. Și surprindea tot felul de chestii, tot felul de... Și pătrăveam doar cu trebuie, să zic cu trebuie. Și acolo se întâmplă tot felul de chestii, într-un județ periferic, mă Timișoara, care nu mă județ bucat. Făcea tot felul de chestii, acolo am văzut o parte a jurnalismului, cum să vă zic ce înseamnă, este invitat de Hunter S. Thompson, un jurnalist foarte bun, doctor în jurnalism american, foarte cunoscut. Povestea lui a apărut în filme, o filmele a fost foarte bun, sunt gen Johnny Depp, care a fost ultimul care l-a interpretat, și Bill Murray l-a interpretat. Și e poate cel mai cunoscut jurnalist american. Jurnalismul Bozor ce înseamnă? Un tip de jurnalism subiectiv, în care nu contează cele trei surse care sunt baza jurnalismului române, să spunem. Totul trebuie ridicat de trei surse, ca să fie să spunem. Da. Din păcate, foarte multe ziare și televiziuni că eu știi fără să se asigure dacă sunt reale. Foarte multe. Nu, să pot fi treaba cu jurnalismul Bozor. Ce înseamnă? Adică omul, de exemplu, va să fie despre un subiect tare, de exemplu, și care lumea nu are acces. De exemplu, au fost scris despre o bandă de motocicliști care devastau un oraș. Și a luat și el motocicleta lui și a dus cu ei. A stat băiatul, s-a drogat, a chefuit, a... Ce se face? Ce se făcea la americani? Când de undercover. Ce se făcea la americani prin anii 70? Asta este... Pentru că, vorba aia, filmul care a apărut... Filmul lui care a fost personajul de Johnny Depp se chema Frică și dezgust pe Las Vegas. Deci, dați seama, Las Vegas e paradisul drogurilor, paradisul caselor de cazinouri, caselor de pariuri și este un film inedit de dovadă că a fost parte despre el. S-a impusat acum la trecut de carte la Gaudeamus. Eu am tot a făcut și am văzut la foarte mulți tineri. Toți sunt nebuniți după partea S-Corsum. Dar ce părere ai de tot de un sistem american pe care eu doresc să-l promovez, de fapt noi, fiind de la această emisiune, acela sistemul american de presă în care marile trusturi susțin pe față, stânga sau dreapta, în partea sau altă, pentru că este mult mai bine, din punctul meu de vedere, să faci un lucru de ăsta decât să avem atâția jurnaliști de casă. Multe ori, deci de casă. Și mai e o chestie, asta trebuie să spunem că generalizăm, că chiar toți sunt așa jurnaliști sau toți politicieni, dar eu o problemă și eu aș spune jurnaliști importanți în România, nu vreau să dau nume, dar e un jurnalist foarte mare, e vestit prin acea vest a lui. A fost un actor, un om care l-a atacat foarte vehement pe Băsescu atunci când era la Antena 3, de când s-a dus la, cred că ghiciți personajul din când s-a dus la B1TV, pe B1TV, începe să l-a predicat, decât un jurnalist de ăsta care azi e într-o parte mine în alta. Mai bine un jurnalist care își păstrează consecvența, care nu este membru de partid. Sau și jurnalist și poate are de mine voi, înțelegi? Trebuie să facem diferența de jurnalist și mercenari. Da. Sunt mercenari și politici. Pentru mine a fost o dezamăgire că astfel de jurnaliști, iată, vorbim de jurnaliști mari, putem să înțelegem că unii, cum ați la început, le e frică, e locul de muncă, sunt alte lucruri, dar de ce jurnaliștii mari recurg la aceste gesturi? Pentru mine asta mă... Pentru că sunt cu preț. Deci asta mă... Fiecare om are un preț. Asta este un lucru, fiecare om are un preț. Fie că e în bani, fie că e, să spunem, în natură, fie că e în alte beneficii sau că e... Și tu știi bine, din politică, niciun om nu poate ajunge într-o funcție dacă nu ești așa de bine. Asta se știe, poate. Exact, orice om poate fi cumpărat atunci când... Să o confirmă istoria. Sau și atajat, să zicem. Și atajat bine. Există, nu, iarăși nu aș dori să generalizăm, pentru că există persoane și nu personaje, pentru că trebuie să facem diferența între un om politic și personajele acestea politice care, cum ai zis tu, ori sunt șantajari, ori sunt